experiență șocantă pentru un tânăr din Arad care își plimba câinele într-un parc. Acesta a observat o femeie deghizată în pisică ce se comporta ca un animal și umbla în patru labe. Tânărul mărturisește că aceasta chiar i-a atacat câinele, iar animalul a fost speriat și agitat ore bune după incident. Ar putea fi vorba despre o modă care să fie ajuns și în România, aterienii, adică oamenii care se cred animale. În alte țări, știm, există o întreagă dezbatere legată de subiectul acesta, acolo unde adepții acestui trend susțin că trebuie lăsați să se exprime cum vor să se exprime liberi.